presupunem că se întâmplă un miracol și de mâine intri într-o vacanță nelimitată. Nu știu, 10 ani de vacanță. Wow. Unde te duci mâine? Adică să ai timp să și împachetezi. Sydney. Sydney. Tot timpul spun asta. Great. Sydney. După care Bali la meditation. Da, deci după ce te obosești la Sydney, te duci la Bali la meditation. Da. Bravo. Wow. Ibiza, adică contrast. Am înțeles, e ușor, ți-am zis o, ți-am zis o locație, ajunge. Grand Canyon, neapărat. Machu Picchu, Peru. Vedeți? Am listă cu peștișorul toate astea. Peștișorul de aur, când va ieși vreodată în calea Flaviei, își va da o notătoare fix în ochi. În Sud-America m-aș duce, Doamne, Ecuador, toate zonele alea. Uruguay, Paraguay. Și alte lucruri care se termină în guai. Guai. Hai să și cântăm. M-aș duce într-o expediție să fac ceva. Un versant, ceva. Pentru prima oară în istorie, singur. M-aș duce. Băi, știi că asta e foarte tare. Să te duci tu pe tine în vacanță. Mi se pare atât de mișto. Da, să te iei tu pe tine, să te duci într-o vacanță. Să-ți cumperi cadouri. Bine, nu că n-aș face asta. Să-ți cumperi cadouri, să-ți iei cappuccino. Să vorbești singur, e mișto. E, da. Te reconectezi, te regăsești. Bine, tu faci asta în fiecare weekend, nu? Am vorbit cu mine singur sâmbătă pe niște urcări. Și ce? Eu sunt curioasă ce zici. Ploaia, știi că nu ploua. Mai poți. Ce? Cine? Ce? Cum faci să mergi mai departe? Am încercat să-mi dau doi pumni în cap, dar am dat în cască, mă dor și acum. Nu poți în sportul ăsta dacă nu vorbești cu tine, evident, că e un sport de rezistență și la un moment dat corpul tău coboară și ești moale și trebuie să te autopotențezi. Ce zici? Hai că poți, hai că după dau o ciocolată. Nu, vorbești mult mai urât cu tine. Vorbești urât, nu? A, bă, Dani, dă-te... Știu, pe aia stric și lucruri de se strigă în piață. Dar te și recompensezi cu ceva. În afară de demisia, nu stric demisia, nu, că mă aud de motocicletă. Nu. Am întâlnit de curând cu un terapeut pentru o altă treabă, dar am descoperit în timp că este și un pic de coach omul, știi? Și îmi zice, Dani, știi că voi fecioarele gândiți foarte mult cu stomacul, cum se zice, strângeți lucruri în voi pentru că nu prea verbalizați. Și zice, de ce dacă ai o problemă nu vorbești cu cineva? Vorbește cu un prieten. Zic, bă, eu nu am prieteni. N-am. Ai de exagerez, poți să mă suni oricând să-mi spui, Dani. Ești prietena mea, Flavia. Bun. Zice, păi eu știu, vorbește cu cineva, sună-ți părinții. Păi dacă îi mai încarc și pe ai mei cu astea. Păi zice, nu e bine că ții în tine și uite, ai de reglaje. Exact. Și merge mai departe și la final mă prinde în ușă și zice, auzi, da, de ce nu vorbești cu tine? Imaginează-ți că ești lângă tine și îți spui probleme. Exact. Sau, Dani, știi care e mai foarte tare? Să vorbești în oglindă. E greu la început. Îți vine să te iei la palme. Cucu! Da. Dar pe parcurs te obișnuiești. Sau... Doamnelor, dacă mă vedeți vreodată vorbind cu mine... Sau poți... Sunați 112, că știu eu ce... Sau poți oricând să te bazezi pe prietenul tău imaginar, ăla care nu te lasă la greu niciodată. Și poate să fie, nu știu, o super manechină. Doamne ferește, dar ce citiți? Ce cărți citiți? Dezvoltare personală! Da, am văzut și eu săptămâna trecută la cineva pe Facebook cum se scrie Chupacabra asta. Chupacupra. Deepak Chopra. Deepak Chopra. Se scrie atât de complicat încât dacă aș vrea să-mi tatuez numele lui, n-aș reuși. Se scrie D-E-E-P. Lasă că știe lumea că ești deșteaptă în cap, mamă. Dar nu ce e asta? Este că ești deșteaptă să-și descriu un nume. Strălucitoare. Păi crede-mă, numai să trec de pagina 3 mi-a luat ceva. Nu e, Dani. Deepak Chopra.